și eu telefonul aici și acum l-ai arătat tuturor. Ei bine, aici m-a acum. Telefonul? Am tot vorbit cu oamenii în spate, să-l pun pe dreapta, să-l pun pe stânga. Să... Am pus ce pe contează? Dreapta și mai răsucit. Aș vrea să facem o analiză a acestui Hai. Tricou, dacă se poate, pentru da. Că am înțeles că era fost Sfântul Valentin. Deci sunt niște inimioare. Ce scrie pe aici? O dedicație că tu ești pentru... complet, adică cum? Inima în sus, inima în jos, bărbatul, femeia. You complete me. Ah. Nu știi, replica celebră din Jerry filmul Maguire, celebru, da, păi cum, aia e, da. Da, este pentru iubitul meu porticolul ăsta. Cu Tom Cruise, nu? Da. Băi, nu pentru Tom Cruise, pentru da. Pauli Pater nu, port da, eu, zic da. Zic că nu era cu Tom Cruise. Cu Tom Cruise, de Tom Cruise îmi plăcea așa când eram mică, la vreo 14 ani, așa când juca el. Oricum, în Top Gun. Oricum a rămas neschimbat, ai văzut. Cred că folosește da. Ceva, ea da, 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 e neschimbat. El o să fie neschimbat și când noi o să avem 80 de ani, da, spune exact. O să ne uităm aici și o să zicem, a, Tom Cruise. Ea este Jojo, iar fetița a împlinit Un an. Să vă trăiască. Acum are un an și o lună chiar. Da, un mulțumim, la fel. Cum mulțumim. E, mămico? Hai deloc da, pe canapea? Hai deloc pe canapea, da. Este foarte frumos. Este o experiență extraordinară. Nu mi-am imaginat că o să am inima atât de bogată, știi, având și fătiță și băiat. Vedem și noi câteva fotografii da. Cu tine și e cu, o dulceață, cu fetița. E o dulceață, merge deja da, știi că ai foarte venit așa bine. Da. Și vorbeai tu de tricou, de nu știu ce, și apoi când ai vorbit de fetiță. Da, m-am relaxat, fetița, da. Vreau să zic. Păi fetița este raza mea de soare, la fel ca și băiețelul. Și atunci normal că mă relaxez. De fiecare dată când mă gândesc la ei, mă umplu așa de energie pozitivă. Eu acum, dragul meu Cătălin, da. Vin de la repetiții. Da. Din acest motiv sunt da. Agitată. Și n-am avut o noapte foarte lungă, ci o noapte scurtă. Așadar, după ce am repetat pentru că apoi vreau să le arătăm celor de acasă cum a fost și la ruperea turtei. Da, mai da. Ales că materialul a fost pus și pe blogul tău, dar povestim imediat despre. Și pe vlog. Asta. Da, pe da? Cătălina Grama Jojo pe YouTube să-l căutați. Stați că vă arătăm cum a fost la ruperea da, turtei. Da, vă arătăm imediat. Cum a fost la ruperea turtei și vă și povestim despre asta. S-a mai povestit despre piesa asta de teatru, se numește Eu am văzut-o primul, în regia da. Lui Bogdan Drăgulescu. Acum o repetăm pentru că o jucăm săptămâna viitoare pe 20 la Câmpul Lung. Foarte nu pe 20, pe 21. Pe 20 am alt spectacol, da? Pe 17 vă aștept la Godot cu O zic din viața mea, cu Toni și cu băieții și cu participarea excepțională a lui Pauli Pate. Opa, sâmbătă. Se joacă în familie. Da? Se joacă în familie și tot așa. Avem spectacole, avem turnee, copii, pa, dar ce n-avem? Avem și noi puțină, avem și noi puțină publicitate și apoi revenim oameni buni, pentru că vorbim despre vacanțe și despre cum a fost la rupterea La rupterea turtei.